față de celelalte care le-am avut până acum, în care trebuie să ne transformăm în diriginți de șantier, acolo unde se vor lucra și partea bună este că din ceea ce am avut de făcut până acum, sub clauză suspensivă, am putut să desfășurăm unele achiziții și până în prezent s-au derulat următoarele achiziții, achiziție de vehicule de 3.000 milioane de euro, achiziție de furnizare, echipamente, colectare deșeuri de 6 milioane de euro, servicii de asistență tehnică de 2 milioane de euro, servicii de auditare financiară de 7.000 de euro. Sunt achiziții în derulare în prezent, adică furnizarea de containere îngropate pentru colectare de deșeuri municipale la Craiova. Un proiect de 10 milioane de euro și proiectare și execuție la lucrări de construire a unei stații de sortare și a unei stații de compostare a deșeurilor biodegradabile la Mofleni de 8,8 milioane de euro și de asemenea proiectare și execuție de lucrări pentru construirea a 4 stații de transfer la Băileș, Calafat, Dobreș, Filiaș și a unei stații de compostare la Calafat și închiderea depozitelor urbane din Calafat, Filiaș și Segarcea de 10,5 milioane de euro. Sigur că, așa cum vă spuneam, va fi o muncă foarte intensă de punere în operă, dar cu acest proiect câștigat în acest moment și este unul dintre proiectele cele mai galonate, așa cum îmi place mie să spun, și care alături de master planul pe deșeu, pe apă, care a fost de 185 de milioane de euro, acesta de 54 de milioane este dintre cele mai mari proiecte, iar pentru faptul că acest proiect va fi gestionat în întregime de către Consiliul Județean, este, din acest punct de vedere, cel mai mare proiect pe care îl gestionează Consiliul Județean în viitor. Deci, acestea fiind spuse, nu pot decât să le mulțumesc în acest moment colegilor mei care de 7 ani de zile muncesc la acest proiect. Așa cum vedem încă o dată, fondurile europene sunt foarte bune, însă sunt proiecte care se derulează cu mare greutate și bine că am reușit să facem acest lucru, pentru că, așa cum v-am amintit la început, județul Dolj a fost selectat dintre 19 județe ale țării, adică există un moment foarte fierbinte în care trebuie să te miști foarte repede și să prinzi trenul atunci când trece prin stația ta. Și noi asta facem și probabil că de aceea ne-au și reușit foarte multe lucruri. Vă mulțumesc foarte mult și eu invit pe doamna director să vă spună câteva cuvinte. Bună ziua! Vreau să vă spun că e o zi foarte importantă și pentru Consiliul Județean și pentru noi ca și reprezentant al Ministerului Mediului și Autorității de Management în teritoriu și nu în ultimul rând pentru orașul Craiova. Este rezultatul unei mulți de echipă desfășurată, așa cum a zis și domnul președinte, pe parcursul unei perioade foarte mari, unde toată lumea a încercat să facă cele mai pertinente observații, să ia cele mai bune decizii, ca proiectul să se poată finanța și apoi să se poată implementa în cele mai bune condiții. Perioada rămasă este una destul de scurtă, dar, cum a spus și domnul președinte, faptul că Ministerul Mediului și Autoritatea de Management au permis semnarea unor contracte, înainte de semnarea contractului de finanțare, permite ca lucrurile să decurgă cât se poate de normal de acum încolo, fără să fim nevoiți să grăbim. Asta nu înseamnă că cele două echipe nu vor colabora în continuare foarte bine, echipa organismului intermediar Post-Mediu Craiova și echipa Consiliului Județean.
Sandoj. Am fost, suntem și rămânem alături de dânsi pentru ca finalitatea să fie una de care cu toții să fim mândri. Deci la sfârșitul anului 2015, când se încheie perioada programului operațional 2007-2013, relungită cu acordul Comisiei Europene, sper să ne întâlnim aici să discutăm despre rezultate concrete. Vă mulțumesc!